Bună și bine v-am găsit la un nou vlog! Ce faceți voi? Sper că sunteți bine! La un nou vlogmas! Unde mergem noi? Mergem în oraș, așa că vă luăm cu noi să vedem dacă îl găsim pe Moș Crăciun. Ne ducem prin Wakefield să ne plimbăm pe acolo puțin, vedem ce găsim la Trinity Walk, cred că așa se cheamă, sau vedem noi cum ajungem acolo și vedem dacă îl găsim pe Moș, ok? Hai să vedem dacă îl găsim pe Moș, să faci poze cu el, bine? Da, cu tati. Vrei să faci poze cu moșul? Nu, e bărbat. Cu moșul, da. Și ce dacă e bărbat moșul? Moșul te aduce cadou. Ca ăsta, da, așa este. Hai. Hai să-l găsim pe moșul. Anastasia, unde mergem noi? Unde? Ia zi. La moșul. Da, uite-te la mine, ia. La moșul. La moșul? La tati. Tati vine acum, mergem la moșul. Sus, 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 să vedem dacă este moșul aici. Nu uite. Haide. Să vedem, da? Să vedem dacă este moșul. Și am ajuns sus. Anastasia strigă pe Santa deja. Ia uita ce frumoasă este luța asta aici. Da, mami, am ajuns la Santa. Căutăm acum pe Santa să vedem unde este. Ok? Stai să vină și tati. Și căutăm pe Santa. Santa, hai să vedem dacă vrea Anastasia la el, pentru că acasă zic că nu vrea să meargă. Ia să vedem. Hai. Mergem la Santa? Vrei la Santa? Da? Hai. Come on. You want to do a picture with Santa? Yeah? Ți-a dat Santa ciocomă? Zi bye bye, Santa. A văzut pe Santa, dar era emoționată și nu prea a vrut așa mult să stea lângă el, da? I-am făcut o poză repede și aia e. Gata, am intrat puțin la Sainsbury acum aici, la parter. Ne-am plimbat și am stat și la moșu, ne-am uitat la el, ne-am uitat la el, să era acolo. Acum dăm o raită pe la hainuțele astea să vedem ce avem aici și gata. Mâncăm ciocolățica de la moșu.
acasă și zic repede să vă arăt ce am cumpărat, pentru că n-am cumpărat foarte multe de la Sainsbury, că n-aveam nevoie. Am găsit un sos din acesta de hrean și am zis să-l iau, deși eu vreau să găsesc împreună cu sfeglă, dar cred că la cele poloneze sau la românești o să găsesc la magazinele cu specific. Aici și-a la sosul, un sos din acesta, nu știu, cred că iute, da. Așa, niște cartofei pentru că mai aveam nevoie, niște portocale de sezon, aici dacă îți lua ceva, o cola, și-a luat soțul cola, îți dădea și un globulez din acesta cu Coca-Cola. Aici trei dovlecei, să vedem cum îi facem. Niște pastai din acestea mi-am luat, o să mai fac la aburi. Aici avem un vin din acesta fiert să faci, o pâine din aceasta, o să mă apuc acum să fac niște sandwich-uri soțului, pentru că el muncește și astăzi. Și așa, o chestie, nu știu, a vrut un fel de muffin, un fel de brioșă din aceasta caramelizată. Și cam astea sunt cumpărăturile. V-am zis, n-am cumpărat foarte multe pentru că nu aveam nevoie de chestii alimentare. Da, cam asta este videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut vlogmasul meu de astăzi. Nu uitați de giveaway-ul de la vlogmasul cu numărul 9. Dați înapoi în playlist. Aveți playlistul vlogmas 2022 și căutați vlogmasul cu, vlogmasul cu numărul 9. Și aveți acolo mai multe detalii despre cum să participați la vlogmas, la giveaway, ce premiu este și ce și cum trebuie să faceți. Să dați share, adică să distribuiți două videouri de ale mele, de la vlogmasul 9 până la vlogmasul 21, să le distribuiți pe rețelele de socializare, să-mi dați tag, să știu că ați făcut treaba asta și eu vă înscriu la concurs și premiul o să-l aflați în vlogmas numărul 22. Pupici, să fiți buni!